Salut, băieți! Vrem astăzi să vă supunem la un test. Vrem să știm cât de bine vă cunoașteți cu echipierii. Pentru asta v-am pregătit la fiecare câte 10 poze cu jucători de la CFR Cluj, colegi de-ai voștri. Aș vrea tare mult ca cel care se află în fața fotografiei să înceapă să își descrie colegii, iar cel care ține fotografiile în mână, adică de data aceasta Adiță Păun, să-i ghicească. E foarte important regulamentul, nu trebuie să-i spuneți numele sau să-i sugerați acest lucru. Nu trebuie să-i spuneți naționalitatea și nici poziția pe care joacă la CFR Cluj sau la echipa națională, nu contează. Da. E important să spuneți trăsături de personalitate și de trăsături fizice, de comportament, obiceiuri, porecle, puteți orice. Pleacă primul de la antrenament. Manea. Mereu se jură că nu a fost Costache. Mi simt, măi, e bun. Stai că e greu. Se ușor, acum. Da, da, acum e greu. Gândește-te. Să mă gândesc. Puteți să spunem pas? Nu e cu noi de o perioadă de timp. Deci la națională sau e accidentat? Accidentat. Hoban? Da. Bravo, bulgare. Hai că lucrăm bine în echipă. Ai spus că nu avem voie să-i spunem postul, nu? Nu avem postul, dar uite, că e postul, trebuie să-i spunem. Nu-i fiu. Nu. E cam la 1,75 m și slăbuț. Mai lat n-am 1,75. Nu. Mereu cu freza făcută cu țepi. Mereu cu freza făcută cu țepi. Mai zi ceva. E slab și dacă mănâncă o grămadă, nu știu. Cine e? Dan? De la echipa a doua? Nu. E la mănâncă mult. Mereu e la fel de când a venit la CFR. Hai trecem peste, că nu știu. Păi nu știi, atunci păi la lucru. Și ai un minus, da? Da, am un minus. Poți să te urcă. Bă, ce era să zic? Străiască ție. Ce era să zic? Că e cel mai vechi, frate, de la echipă. Păi, poți să zic? De da, să... A, puteam să zic da, asta? Păi da, ce? De naționalitate? Că e vechi? Da, bine. Deci asta e la minus, am minus 1, da? Ai minus 1, da. Dar el are, hai că glumesc. Mă cunosc cu el din clasa 8-a. Cu mine. Bravo, bulgare. Hai că l-am asta cam. E mare și nu trece nimeni de... Vii. Da. După privire... Cum? Mai făceam grătare la el acasă. La tine? La el, nu. Făceam grătare. Mai zi altceva. Păi care? Ia gândește. E, na, cel mai bogat. Ba, Țucudean. Zic-mă așa, milionares. Milionares. Are nume de român. Are nume de român? Da. Și râde mereu de el. Ce? Și are fizicul lui... Van Damme. Robert, mă? Tambe? Seamănă cu un fotomodel, să zic așa. Djokovic. Nu. Păi ăla ce mai... Nu, mai e unul. Seamănă cu un fotomodel? Da, și nu de mult a venit la noi. De mult a venit la noi. Prieten cu fotbaliști. Printre fotbaliști venit de la un nivel înalt. Baptista. Nu. Puteți că venit de la un nivel înalt. Păi și mai e cineva. Iisus. Da. A. Topor. Borde. Da. Gata, nu? Hai mă că l-am descurcat bine. Bravo, Bulgar. Și acum minus una.
începem? Echipa națională și rupe Salando. Da. Lorenzo Insigne. De Luca? Da. A venit în vară și are o fetiță superbă. Și arată bine, bine. La corp. Și e băiețaș și caracter frumos. Mate. Bravo. Gia-Gia. Oh, Gia-Gia. Umbrani. A fost denumit Dracula. Culio. Bravo. Draculio. Tot fotomodel și ăsta. Djokovic. Da? Da. Tractor? Urco, nu era. Bă, ăsta e țigan frumos, ești nebun? Un țigan frumos. Mai lat? Nu, nu, nu. Țigan frumos. Din Giulești. Eu? E blond și e sonat. Și ochi albaștri. Și are două fetițe. Două fetițe blond? Și urlă mereu la antrenament când îl ia nebunia. Arlaus. Asta, da. Alt țigan. Mai lat. Bravo, băi, frate, să-ți bine amândoi. Bravo, fratele. Si. Sí.